De săptămâna aceasta, Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara se află pe lista de spitale care pot efectua testări pentru depistarea infecției cu noul SARS-CoV-2, iar testările sunt decontate de Ministerul Sănătății. Contravaloarea testelor va fi decontată prin Casa de Asigurări de Sănătate. Aparatul Real-Time PCR, achiziționat cu fonduri proprii ale Primăriei Municipiului Hunedoara, poate prelucra 750 de teste în 24 de ore. Rezultatele sunt furnizate în aproximativ 3-4 ore de la testare. Aparatul de testare a venit la mijlocul lunii aprilie 2020, a fost instalat, am făcut o procedură de testare în afara definiției de caz. O perioadă de 2 săptămâni am testat personalul medical din spitalul nostru și putem face testarea în altul sens al cuvântului. A fost o comisie de la Universitatea de Medicină și Farmacie din Timișoara, compusă din doi domni conferențiali universitari, care au fost foarte încântați de ce au găsit la spitalul nostru, un laborator spitalului nostru, circuite, aparat, mod de lucru. Cuvintele dânșilor au fost la superlativ pentru echipa medicală, din laborator, pentru tot ce înseamnă circuite și modul de desfășurare activității aici. Cine a decis, cine a investit în acest aparat, înțeleg că este unul foarte performant. Este un aparat foarte performant, banii necesari achiziției au fost primiți de la primăria municipiului Hunedoara. Este o investiție foarte, foarte necesară și a dovedit utilitatea și dovedește utilitatea în continuare. Spitalul Hunedorean a fost inclus în lista națională cu aparatul de testare Real-Time PCR, pentru care avem și extractorul, o parte componentă a aparatului care ajută la automatizarea testelor. Până acum, cei de la spital au efectuat testări pentru personalul medical, pacienții asimptomatici și au fost depistate multe persoane pozitive cu COVID-19 în acest fel. Cu aparatul de la spitalul nostru se pot efectua și testări la cerere, contra cost, iar pacienții care urmează să fie internați în unitatea medicală, precum și personalul medical, vor fi testați în continuare gratuit. Avem solicitări pentru a face testarea la cerere, contra cost. Noi ne-am făcut niște calcule economice. Contra cost, prețul unei analize COVID-19 este de 250 de lei. Solicitările se vor primi la spitalul nostru, vom înființa începând de astăzi un call center unde cei care doresc vor suna, vor fi programați pentru a doua zi dimineața și pentru a evita să îi aducem în spital în perioada aceasta în care distanțarea socială trebuie să rămână, am hotărât să înființăm și o echipă mobilă de testare. Sunt colegi care merg, recoltează acasă la cei care doresc și dimineața recoltează și la prânz, după prânz o să aibă rezultatele. Oferta e valabilă doar pe teritoriul Hunedoarei sau pe tot județul? În prima fază, oferta de testare și cu deplasarea echipei mobile la domiciliu este pe teritoriul municipiului Hunedoara și a satelor aparținătoare. Este greu de a testa tot județul în această formă, însă dacă sunt pacienți care vor să fie testați contra cost din alte localități din județ, pot veni la spital și vor fi recoltați și la fel se va face analiza COVID-19. Testarea la cerere costă 250 de lei, iar pentru locuitorii din municipiul Hunedoara, angajații spitalului se vor deplasa la domiciliu și vor recolta probele. Sunt ascensoare și circuit dedicat pentru urgențele medico-chirurgicale. Este un tipul acelui. În momentul ce ne pregătim cele necesare, trebuie numerotate pentru fiecare probă în parte, apoi se prepară reactivul pentru reacție și după aceea de aici se trece în etapa următoare și are efectiv citirea în aparatul de PCR. Câte teste puteți face pe zi? Noi am gândit cam la 200 deocamdată, pentru că încă suntem destui la început, dar probabil că vom putea crește numărul. Ne-am grupat în două echipe. O să reușim să facem cât mai multe. Cât durează, practic, de când primiți un test până aveți rezultatul? Nu ne putem raporta strict la un test. Noi mergem cam cu 96 de teste odată. Asta este capacitatea de citire a analizatorului. Și atunci, ținând cont că sunt trei etape, de la început și până la ieșirea rezultatelor,
Culează undeva cam la 4 ore, 4 ore jumătate pe 94 ore. Și v-a fost vreodată teamă să intrați aici, să vă faceți? Nu. Nu, suntem echipați, după cum se vede, din cap până în picioare. Riscul aici este chiar mic de contaminare, dacă respectăm, bineînțeles, toate etapele de dezinfecție. Și a spațiului, și a noastră, și avem echipamente de contaminare. Ei sunt greu de suportat echipament? Cât timp le purtați? Atât cât stăm. Deci, pe un rang de 96 de teste, de 4 ore. Nu sunt atât de greu. La început ne-a fost mai greu, ne-am obișnuit.